tocmai puține jocurile care au ieșuat la vremea lor. Unele au ieșuat să se vândă bine, altele au ieșuat ca să salveze de la faliment studioul lor, altele au ieșuat pur și simplu pentru că nu erau foarte bune. Dar unele au ieșuat într-un mod neașteptat. Jocuri care au fost făcute cu un obiectiv pe care cumva au reușit ca să-l rateze complet. Sau dacă nu, atunci au dus la lucruri ce au invalidat acel obiectiv. Așa că acesta este top 7 eșecuri în jocuri, un top dedicat acelor lucruri din industrie care au fost făcute cu un scop, cu un rost, pentru a dovedi ceva, pentru a demonstra ceva și au reușit să facă opusul complet. E ca și cum ai vrea tare mult să fii un veterinar, dar când te faci mare ajungi să fii, de fapt, măcelar. Genul ăla de inversiune a obiectivelor, fără intenție chiar. Acestea fiind spuse, locul 7. Far Cry 3. Cum și în ce mod a ieșuat Far Cry 3? Adică pe lângă faptul că era un joc open world, ce nu prea era open world din cauza misiunilor sale foarte, foarte liniare, prin povestea și tematica sa. Scriitorul său, Jeff Yohalem, a încercat să explice modul în care el vroia de fapt să subverteze anumite stereotipuri asociate de obicei jocurilor. Cum ar fi că deși te afli pe o insulă tropicală cu o populație indigenă înfloritoare, cumva tu, tipul alb, ești văzut ca fiind salvatorul. Sau, cum conducătoarea acestui trib este incapabilă să facă orice de una singură și are nevoie de tine ca să o salvezi. Când de fapt nu e așa, că totul este o subversiune și că e de fapt o glumă la adresa celor care cred în astfel de mituri eroice despre albul care salvează prințesa indigenă. Doar că Far Cry 3 exact asta era. Ești un tip alb, cel mai enervant tip alb de pe planetă și bogătan, deci dublu enervant, care chiar devine super duper luptătorul unui trib dintr-o insulă din, am uitat unde, Hawaii, Halapine, Filipune, Malamunezia, undeva. Capătă chiar evident super puteri în proces, reușește să învingă armate întregi pe care toți luptătorii din trib nu erau în stare să-i bată la un loc, dându-i jocului o oarecare conotație rasistă. Pe despre partea cu nu salvezi prințesa, o salvezi de două ori chiar, după care o închizi într-un turn. O, sigur, nu este Citra, dar tot salvezi două prințese care vor face absolut nimic pe tot parcursul jocului decât să fie nevoie să le salvezi iar și iar, pentru că nu au niciun alt scop decât să fie salvate. Așa că această poveste, ce trebuia să fie subversivă în tot felul, s-a dovedit a fi cât de cât rasistă și oarecum misogină. Locul 6. Lair. Când a fost lansat PlayStation 3, un lucru era pe buzele tuturor. De ce e mai scump decât un Xbox? Dar pe lângă asta, Sex Access, un nou mod de a controla jocuri prin mișcarea unui gamepad care înregistrează exact ceea ce faci. Știe pe unde te miști, cum te miști, de ce te miști, știe totul. O metodă incredibilă de a controla un joc, ceva ce nu veți mai vedea niciodată nicăieri, până când Wii-ul, care a fost lansat cam tot atunci. Dar nu prea erau jocuri care să se folosească din plin de capabilitățile sale, până când a apărut Lair. Un joc la care zburai cu dragon prin hărți complet deschise și masive, la care puteai să faci acrobații de tot felul cu dragonul tău prin aer folosind Sex Access. Rezultatul? Lair nu a fost un joc prea bun, iar modul în care implementa controlul nu a făcut un deserviciu lui Sex Access. L-a omorât, complet, de tot. N-a mai pomenit nimeni de Sex Access de atunci încolo. Sigur, a mai fost folosit de Heavy Rain și este tehnologia standard implementată în DualShock 3, dar n-a mai folosit-o nimeni. Așa că misiune îndeplinită, Lair. Locul 5. Xbox. Când Sony a dezvoltat pentru prima oară PlayStation 2, au anunțat că obiectiv în esență să împingă PC-ul ca un dispozitiv multimedia de pe piață. În viziunea lor, PlayStation 2 preluând foarte bine acest rol, oferind jocuri și filme. O de alta, dar e cam cel mai bine vândut DVD player din istorie. Auzind asta și temându-se pentru PC, atunci chiar pe bune, Microsoft a spus nu, nu, nu. Facem un direct Xbox. Și s-au apucat de treabă lucrând la o consolă de jocuri pe bază de DirectX, pe bază de Windows chiar, cu intenția de a sprijini PC-ul, de a oferi în esență cam ceea ce este un Skinbox în prezent, un PC, dar mai mic, pe care pot rula filme, jocuri, dar care se folosește de exact aceeași infrastructură ca un PC normal, în așa fel încât să coexiste, să împuternicească platforma. N-au putut să facă asta din motive ce țin de faptul că tehnologia și chestii, dar au făcut ceva aproximativ. Xbox, primul, nu Xbone. Și cum au sprijinit PC-ul? Ca o platformă de dezvoltare? Simplu! Îndepărtând progresiv din ce în ce mai multe jocuri menite să fie lansate pe PC și făcându-le exclusive de Xbox. Apoi cumpărând diverse studiouri care făceau jocuri de PC și punându-le să facă doar jocuri de Xbox. Apoi lansând o continuare pentru Xbox, numită Xbox 360, și a continuat trendul de a se îndepărta pe cât de mult posibil de PC și de a direcționa cât mai multe resurse și dezvoltare doar către Xbox 360. Culminând desigur cu lansarea lui Halo 2 pentru Vista, pentru că vroiau să vândă Vista, și desigur Games for Windows, care era de fapt Xbox Live, foarte prost portat pentru Windows, fără suport pentru mouse și care inițial cerea o taxă lunară pentru a putea juca un joc în multiplayer. Nu un MMO, orice joc în multiplayer, pe PC. Nișto efort de a proteja PC-ul de PlayStation 2 Microsoft. Aplauze! Locul 4. Spore. Da, Spore a avut problemele sale în mare parte din cauza unui idiot care a decis că vrea să-l facă mai mult pentru copii decât un joc la care chiar puteai să mănânci alte animale, de aveau și animații scheletică atunci când trăgeai de ele să-l rup picioarele, dar tot avea farmecul său și un univers
univers masiv generat procedural pe care îl puteai explora la nesfârșit și te puteai distra făcând tot felul de năzbâtii cu alte planete și alte civilizații. Și unde este eșecul? Spore era văzut și anunțat ca un joc menit să învețe ideea de evoluție, să prezinte modul în care o vietate poate să progreseze după generații și generații, de la cea mai simplistă structură cu putință de a bea că era pluricelulară până la exploratorii spațiului. Și puteai să vezi pas cu pas cum creștea mai mare, cum căpăta trăsături, cum ieșea din apă, cum căpăta picioare, cum devenea adaptată la mediul pe uscat, cum învăța să folosească unelte și cum devenea o civilizație sapiană, evoluând de la un fragment de ADN adus de o cometă până la exploratorii ai spațiului. Și care era problema? Această specie evolua doar prin intervenția directă a unui creator, a unui designer inteligent, dacă vreți, care decidea în ce direcție să se îndrepte dezvoltarea rasei. Evoluția nu înseamnă asta. Altceva foarte stupid înseamnă asta. Bravo, Spor! Bravo! Locul 3. The Sims. Acest joc a fost inițial menit ca să fie un fel de critică la adresa modului în care unii oameni pur și simplu asociază cumpăratul de lucruri cu fericire, posesia de bunuri cu bucurie. Era făcut să arate cu degetul către cei care cumpără chestii de care nu au nevoie de niciun fel și să râde de ei. Dar în proces s-a transformat într-o serie care vinde lucruri de care nu ai nevoie, fără ca măcar să râdă de sine însuși. Avea DLC cu IKEA. Avea DLC cu Katy Perry. În esență a devenit exact chestia pe care o critica. Bine, nu tocmai chestia, dar o cauză a acelui fenomen. Chiar un instigator. Aproape de parcă cineva ar încerca să atragă atenția alcoolicilor să nu bea la fel de mult, iar atunci când vede că toți se uită la el, începe să vândă alcool. Locul 2. Modern Warfare. Nu cap îndoială că Modern Warfare a fost un joc bun. Cam ultimul joc Call of Duty care chiar a fost bun acum 7 ani de zile. Obiectivul său era să ofere altceva decât aceeași locație răsuflată cu al doilea război mondial, care era atât de repetată și de uzată și de enervantă încât nu o mai vroia nimeni, deși jocuri încă se mai cumpărau. Și nu de parcă nu ar fi fost idei pentru alte locații, doar că nu erau folosite pentru că se vindeau foarte bine cele cu al doilea război mondial. Apoi, Infinity Ward a adus ceva nou. Război modern, Modern Warfare, o așezare modernă cu locații moderne, bine realizate, credibile, exact genul de respirație proaspătă de aer de care avea nevoie genul FPS. Acum 7 ani. Eșecul? Uitați-vă, în ultimii 7 ani, și spuneți-mi dacă a apărut cumva un joc cu altă locație și așezare în afară de cea unui război modern. Răspunsul? Nu! Jocul care ne-a scos din rutina naziștilor Constanți și a asediului de la Stalingrad ne-a băgat în rutina decorului Orientului Mijlociu, într-un oraș bombardat care arată totul la fel și maroniu și gri și nimic nu se schimbă deloc. Obiectivul inițial a fost îndeplinit. Au schimbat cu succes locația genului FPS, dar pe cel global nu, pentru că tot vrem alta așezare. Locul 1. Iron Storm. Un studio ce a fost fondat cu o idee, cu un gând, cu un plan, și anume designul este regele, iar designerul este cel cu puterea. O mentalitate menită să încurajeze creativitatea, să pună la încercare limitele posibilului, să împingă granițele dincolo de unde au fost vreodată împinse până atunci. Și am avut jocuri de la ei precum Anachronox, superb, Deus Ex, excepțional, Daikatana, Dominion și apoi nimic. Pentru că vedeți voi, designul o fi el rege, iar designerul la putere, dar dacă nu ai pe cineva care se pricepe la afaceri, sfârșești prin, eu știu, a cumpăra un sediu într-o cădire foarte scumpă și ați ștampila sigla în marmură la parter, cumpărând plasme imense pentru zona de recreere și, în esență, cheltuind atât de mulți bani pe nimicuri, în timp ce dezvoltarea efectivă la jocuri care credea că vor ieși una, două, durează ani de zile și costă și mai mult, și generând, în esență, zero profit. Iron Storm a făcut exact opusul la ceea ce intenționau John Romero și Tom Hall și tot ceilalți să facă, și anume, a dovedit că nu este o idee bună să lași designerii la cârma unui studio, fiindcă vor face chestii ce vor falimenta acel studio. O, sigur, nu toți ar face asta, dar a fost suficient să facă unii ca John Romero asta, de top, și clar, nimeni n-a lăsat de atunci, pentru foarte mult timp, cam până la Kickstarter, un designer la cârma unei companii folosindu-se de banii altora. Astfel se încheie acest top al eșecurilor din industria jocurilor. O mențiune specială este acordată lui Final Fantasy. Nu pentru că toate de la 8 încolo n-au fost prea bune, iar ultimele chiar groaznice, ci pentru că Final Fantasy a fost făcut ca ultimul joc al companiei Square, ultimul, cântecul de lebădă după care urmau să intre în faliment. N-a fost ultimul, pentru că a avut succes foarte mare, așa că la un ultim joc care să bage studioul în faliment a eșuat.